scooter din Gara de Nord pentru prima dată în București pe acest canal. Începem primul vlog din capitala României. Vom fi aici pentru o scurtă perioadă, doar pentru o noapte, și vom încerca să filmăm cele mai periculoase cartiere de aici din București. Dar acum vom merge să căutăm un hotel pe aici prin zonă. Deocamdată atmosfera mult mai civilizată decât îmi aduc eu aminte. Era și poliția, ce-i drept. Țin minte acum mulți ani când mai veneam în București. Toți taximetriștii ăștia săreau direct pe tine când te vedeau. Iar acum prima destinație în București este hotelul și am căutat special cel mai ieftin și cel cu cele mai urâte recenze din toată zona asta. Se numește Hotel Uranus. Dar asta e strada pe care ar trebui să fie Hotel Uranus. Băi, frățioare, dar e mai ok decât pentru cel mai ieftin hotel de aici și cel mai cu cele mai rele recenzii. E chiar ok aici. Da, și acum ne-am așezat frumos și vom ieși să filmăm prin București. Vom începe la Unirii. Sunt niște zone. Păi în centru vechi. Da. Să vândă acolo, de știi cum stau pe... Eu nu știu cum zice ăștia că nu-i găsește, că stau la vedere, da, nu le are la ei. Da. Ei te trimite, înțelegi? Da. Ei sunt la a doua, a treia mână, adică te trimite, du-te după colț, ăla după colț, du-te în vila aia, știi? Da. Ca să nu-i prindă cu asupra lor. Da. Și dacă mă duc așa singur, ce? Nu o să întâmplă nimic, nu? Dacă prins câte unul din ăsta, depinde cum ești îmbrăcat, înțelegi? Da. Și prins unul de ăsta... Nu m-am îmbrăcat anumit, așa. Auzi, și, da, auzi, cum să zic eu, e însevrat și n-are bani. Da, da. A? Ce zici, nu te... Da, dar eu m-am îmbrăcat ca ei, să nu... Da, cu da, haide, da. Vai de... Da, 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 păi cel mai bine, așa, fără... Da. E poate așa, prin dărâmături din ăștia. A, da, e mai greu de intrat, așa. Sigur are vreodată vreo scurtură, ceva, vreo chestie. Aici ce era? Cine știe, a vrut să facă ăștia sală radio. Și apoi să-ți mai zic ceva. Majoritatea care erau înainte de făceau rău pe aici, sunt afară. Sunt afară, da. Te zic, e Anglia, Italia. S-a curățat România. Italia, da. Plină de așa ceva, da. Mai înțeleg. Cum? E drogat. A, ala. L-ai văzut? Nu, nu. E unul jos acolo, tatuat. Da. Așa și cerșește cu șapca lună. Da. Partea aia unde e Vanul Manuc. Pe acolo. Partea aia și centru vechi acolo, da. Pe străzile alea. Deci în spate, uite acolo, ăla e Hanul Manuc în spate. Da. Acolo sunt. Se... Din Bagamon. Mai înțeleg? Da. Fete, băi. Na, ca peste tot. Tineret. Da. Uite-l ea. Da, 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 văd. Nu-i drogat băiatul ăla, uite-l cum stă. Și plânge acolo. Da. Le plânge de la drogurile. Da. Că nu are. Salut, man, ce faci? Salutare, par bine. Da, fraților, am ajuns și la Unirii și avem un invitat special în acest vlog. Spune-ne puțin despre tine. Sunt Simion și despre mine sau despre noi? Despre azi? Tine, despre tine. M-am apucat acum de explorat, explorez orașul, explorez și în afara orașului, fac și activități. Ai canal de YouTube? Am canal de YouTube, Simion, scris S-E-M-E-O-N. Ok. Și urmează să postez primul video. Deci e o oportunitate pentru mine să vii aici. Da, motivul pentru care ne-am întâlnit e că el stă la Unirii și mi-a explicat că pe aici sunt foarte mulți drogați și în anumite ore, în anumite zile, poate fi chiar foarte urât pe aici, pe la Unirii, mai ales în ultimul timp, ai zis? Mai ales în ultimul timp. Mă rog, eu stau aici de vreo 4-5 luni, da. Dar situația este vreo 2 ani. Aaa, da. Salut, salut, hai! Ce faci? Salut! Salut! Ce faceți? Bine! Tu, da, gândat, tu, da. Bine. Da. Ce faci? Totul bine? Bine, da. E bine aici, la zona Unirii, trebuie? E foarte tare. Da, unde găsim mai locuri așa mai urâte așa, cu drogați, cu pe aici? Da, du-te în Rahova, du-te
mai încolo, uite încolo, este centru vechi. A, un centru vechi. Acolo vrea să ieși, frate, tot ce vrei tu. Da? Ok, asta vrem să vorbim. Mulțumim. Okay, mersi mult. Doa Pintu, pe YouTube. Acum, efectiv, e plin. O să vezi, poate vedem azi oameni care se opresc așa, în mijlocul străzii. Și a prins pipa, așa. A, efectiv, da? Efectiv, dar în mijloc, așa. Și poliția văd că nu are treabă cu ei și bănuiesc că ce consume acolo nu e legal. Bănuiesc că e vreo legală, da, știi? Da, da. Deci cum se cheamă ăsta? Cinema Oaro. A fost Cinema Oaro până în 1947. Da. Și din 47 a fost Cinema Patria. De când au venit comuniștii. Da. Și putem intra? Da. Sau se prăbușește? Asta o să aflăm azi. Da. Aici arată mai rău ca Ucraina. E mai rău ca Ucraina, nu? Da, eu și gunoaile astea. Astfel, da. Băi, ce miros e aici. Doamne. Ce miros aici. Și putem intra așa prin gaura asta. Fix așa. Deci clar a mai intrat cineva. Eu am mai intrat. Am mai intrat și alții, da. Da? Da. Taxi-mă. Aici avem nevoie de lumină. Îți dau acum lanterna. Am două lumini la mine. Ce senzație ciudată aici. Wow. E, da, ca într-un film de groază, fix așa. Da. Din ce am văzut în continuare, peste 80% dintre voi, cei care vă uitați la clipurile mele, nu sunteți abonați. Așa că nu uitați să apăsați pe butonul de abonare, pentru că este gratis, și să porniți toate notificările. Și stă lumea pe aici? Bă, cred că da. Da? Uite, baia. Salut, salut. N-am intrat cu tine, stai niște. Bună ziua, bună. Bun. Da, da, da. Păi noi eram la fel, cum am văzut no, pe noi cu tine. Doar filmăm, nu avem. Da. Dar ce, nu avem voie să fim aici? Ba, da, dar noi am ieșit poliția. Păi și poliția, direct. Ah. Și dacă vine poliția, ce? Păi știu, da. Nu știu, nu avem voie. E un pic, da. La limită, e un prea limită, da. Vedeți că s-a auzit ceva și de sus, adică s-ar putea să fie... Și sunt porumbei. Boschetari. Aha. Da. Deci asta era sala principală. Asta e sala mare, da, avea, da, 1200 de locuri și până prin anii 45-50 avea cea mai bună acustică din Europa. Da, wow. Aici s-a sărbătorit ziua lui Hitler, mă rog, n-a venit el aici, gen, da. Dacă erau trupele germane, nu știu, 1942. Da. Și că era sala asta plină, de că aici este și cuiva. Aici sunt economiile, cuiva. Aaa, ce le duc ca să-și scoată bani, aha, nu? 50 de bani pe tu. Da. Avem lojă și deasupra avem și pod. Am ieșit în pod. Ce am auzit că ar exista, dar nu știu unde ar fi. E, cum se numește, subsolul. Am zis că este și un subsol și un bar la subsol. Aha. Un pic așa, da? Aici e scena, se vede de sus. Păi, e imens loc. E super mare loc. Gazele și vrunt. Asta e de acum 10 ani, nu? Cel puțin, cel puțin. Țin minte asta. Cel puțin, asta nici nu mai știu, cred că mai mult de 10 ani. Da. Controlor. Specialitatea, ia uite. 94, 95. Wow. Ia să mai... 93. Și eu sunt 93. Înainte de noi. Ia să mai vedem ce mai e aici. Spotul publicitar duru. Citește aici, ia uite. Conform contractului încheiat între Radev România și Webochim, începând din data de 29.03.1996, pe o perioadă de 55 de zile, Patria va rula spotul publicitar duru, zilnic, înaintea fiecărui spectacol. Mamă, să-ți căutăm care era. Deci duru era săpun, nu? Săpunul, nu? Da. Aici, schimbăm bilete. Așa, cu tijdii. Ce e asta, frate? Ce e asta? Cred că sunt fire care au fost curățate de cuplu. Deci se curățau firele. Pe asta se proiecta, asta e proiector. Exact. Wow. Nu cred că am văzut vreodată. Nici nu am văzut. Cred că e oglind ceva, se rulă pe acolo.
Nu știu cum funcționează, dar e wow. Da. Cred că asta e fix partea dinainte, cu 5 4 3 de acolo. E ultimul etaj, nu? Da. Mă rog, clădirea ai văzut că pare mai înaltă. Da. Da, cine m-au făcut aici. Ce dubios arată tot. M-am văzut că e creepy partea asta. Da. Deci aici la ultimul etaj nu se poate sta, e mult, mult prea cald. Fie pe aici, sub solul, am luat pe aici, am venit. Te-ai speriat puțin. Nu, mă spune, pare puțin și pe geamă. Uite, 2005. Din 2005 că mai mergea ceva aici. Mama, asta arată vechi, rău. Vezi, bun, an? 1962. Ia uite, da. Controlor al băncii de stat, filiala Stalin. Wow! Am o să istoric efectiv. Da. 1961, wow. Da, casă de bine, te gândesc? Da, încea. Nu putem ieși decât când am intrat. Da. Asta era ieșirea cum ar fi, mergea cinemaua. Aaa. Și ieșeam efectiv la da. Maghiarul. Nu știu unul, e ce efectiv. Da, și acum am ajuns din nou la intrare. Un loc foarte interesant aici, în centrul Bucureștiului, de care puține lume știe și cred că e raiul aici pentru, și pentru fotograf, și pentru drogați, și pentru oamenii străzi, și pentru toți. E un loc super interesant. Trebuie intrat în loc. Și... Deci e aici? Ce? Ce e asta? Fost service auto ciclop. Da, ciclop, wow. Așa se numea. Ciclop. Wow. Ați mai fost? Ați mai fost? Da, acum am ieșit. Ah, ok, ok, ok. Da. 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 Da, acum am găsit un alt loc abandonat. Să sperăm că ne țin. Ia să-i spun ce schipă. Hai, intră. La ce etaj e? 4. Mă duc pe jos. Și eu scar. Dar vă sugerez să nu, fiți atenți. Aici este și ieșirea. Deci aici era garaj, asta era. Garajul ciclop, da, și ciclop. Lumea s-a luat să-și bea cafeaua aici, a? Și se uita la mecanici cum lucrau la mașini și chestii. Aaaa. Pe speciale pe fiecare etaj. Bă, tare. Nu prea știu eu istoria locului, dar arată destul de faie. Adică la cealaltă fabrică, la Aversa din Oborne, a luat BGS-ul. Că eram pe un turn cu apă de vreo 15 etaje și erau fire descoperite de curent electric de 11.000 de volți. Și te-a luat BGS-ul? Da. Și pe mine și pe ăsta. Și ce face? Ori chemați poliția, ori chemați părinții. N-a avut nimeni să facă. Deci chemați părinții și la fel de foarte bine. Frumos ne-am la bătaie. Te la părinții. Ce în garajul ciclop. E prima clădire din Europa care a fost pusă pe role antiseismice. Și gen, știi că și din intercontinentală, vezi? Nu, nu știam, nu. Dar, nu știu, mi se pare tare asta, că mă rezeci. Să-l poate fi orchilul meu. Mamă, dar e mirosul meu, dar... Aaaa! Moldy rău, negru. Black mold. Da, da, da. Hai să-ți dă jos. Hai, cum am făcut? Da. 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 Camera la aparat. Cap. Ce merge aici o bere așa? O, da. Să faci o țigară.
Și am ajuns și pe acoperiș garajului Ciclop, nu? Ciclop, uite, semnă acolo. Așa, asta. Băi, să știi că parcă se mișcă ăsta, frate. Cam mici, da. E și mai mici. Ăsta e magherul, nu? Da. Voi asta faceți mereu. Da, da, ieșim des afară. Foarte, foarte pasionați copiii ăștia. Da, da, da. Ei făceau asta în fiecare zi, frate. Cum se cheamă? Când am fost acum la Ciclop? Da, cum, când te duci așa în pădure. Urbex. Urbex. Urbex, da, da. O mișcare sau ceva. E ca o mișcare, dar cumva, nu știu. Că ce fac eu, de exemplu, cum mai merg așa, nu fac urbex. Da. Nici nu fac urbex, da, doar explorăm, da, așa, da. Da, da, urbex pe noi e ca un stil de viață, așa, știi? Adică mergem, ne suim pe clădiri, gen... Și ei fac asta, gen... Așa pare. Da, așa profesionist. Pare, da, da, da. Cred că asta fac ei dimineața până seara, cred că. Dar oricum foarte de treabă, ne-au arătat, da, niște locuri care nu le găseam nici cu lucruri de casă. Apar, n-aveam cum să intrăm pe acolo. Da. Ia zi-ne, unde mergem acum? Unde mergem acum? Pe legendarul Ferentari. Legendarea ale alivezilor.